aici pe canalul meu România Culturecars cu momente de la curse, de la manșe, momente din, de la boxe, din partea părinților și așa mai departe. Vremea este una frumoasă, soare, bate așa un pic vântul, dar e bine. Eu zic cum că e bine acum, să vedem ce declară și piloții, evident. Ce vom face astăzi, scurt rezumat, vom vorbi cu piloți, vom vorbi de cadre, vom face un alt pic de iată și cadrele de la boxe. Mașina lui Mihai Permuș între timp acolo pe fundal. Mașina domnișoarei Ada Stoica aici. Iată și fosta mașina lui Bogdan Duma, Alessia. Și iată, băieții deja se pregătesc aici să scoată maxim mașina lui Alessia. Câțiva spectatori care se uită la etapă, evident. Mașina. Mașina e ok, că a murit de două ori. Oh. Chilul Antonio, care am înțeles. Sperăm să o rezolvăm. Am înțeles. Scurt și la obiect, un mesaj pentru fani? Să vă așteptăm la curse. Mersi frumos. Acesta e modelul, dragii mei, Dacia Sandero. Hai să subindem și alte cadre și să dăm drumul la treabă.
dragii mei, haideți să facem și noi un mic rezumat până acum, ca să fie treaba. Eu stau acum în mișcare, așa de Tudor Silaghi, între timp aici o vedeți pe spate, prin fundal. Hai să facem un rezumat, avem parte de semifinale, așadar în semifinale se vor duela Mihai Pelmuș, Albert Iovan și David Nedel, cu trei dintre piloții pe care eu îi cunosc cel mai bine. Ca să vă fac acum un rezumat exact cum trebuie, au fost niște etape, niște manșe, mă scuzați, electrizante, au fost pline de suspans, pline de răsturnări de situație, ca să spun așa, pline cu de toate, ca să fie tot acâmul complet. În mare parte distractiv, frumos, o să vedeți acolo pe cadre momentele pe care le-am surprins, drifturile, curba, startul, padocul, absolut orice. N-am mai făcut de mult un rezumat, evident, și datorită acestui lucru eu îl realizez chiar acum. Dacă am omis pe cineva în videoclip, o să primesc o mențiune acolo. Puteți să scrieți secțiunea de comentarii, evident, cu mențiunea respectivă. Și hai să continuăm show-ul, semifinale, finale, să dăm drumul la treabă și let's go racing. Hai să vedem cum vor fi, pentru că se anunță foarte electrizante din toate punctele de vedere. Bun, dragii mei, așadar final de weekend și final de zi în cadrul campionatului național de slalom paralel. Scurt rezumat, superb din toate punctele de vedere, atmosfera extraordinară, piloții excepționali. Așadar la finala mare, ca să vă țin la curent, Mihai Pelmuș l-a bătut pe David Nedelcu. Așadar Pelmuș este câștigător. Și noi cu acest campionat sperăm să ne mai întâlnim și la ultima etapă, să vedem când se va ține. Știm că se va ține la Sibiu, în celebra groapă, ca să spun așa, dar să vedem data, deocamdată încă nu o știm, o să o aflăm pe parcurs și sperăm să mai fim. Dacă nu vom mai veni anul acesta, cu siguranță la anul slalomul paralel va fi pe lista noastră. Bun, dragii mei, sper că v-ați distrat, sper că v-a plăcut această experiență în cadrul campionatului național de slalom paralel de la Șura Mare. Eu am fost bai cu Vlad Andrei, toate reacțiile le veți avea pe vlog și nu uitați, strada nu e circuit, let's go racing și nu în ultimul rând, iubiți mult motorsportul atât pe două roți cât și pe patru roți, pentru că merită din toate punctele de vedere. Hai, v-am salutat și ne auzim cu următorul vlog, evident, de la karting electric. Let's go racing!